Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale va participa la a treia ediție a Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași, care se va desfășura în perioada 2-6 octombrie. Vor mai urca pe scena de la Iași coruri și grupuri psaltice din Georgia, Grecia, Ungaria, Rusia, Ucraina, Liban și România. Două tinere cu vârste de 17 și 24 de ani au primit 61.000 de lei din partea parohiilor din Arhiepiscopia Târgoviștei pentru realizarea intervențiilor chirurgicale de care au nevoie. Operațiile vor fi efectuate în spitale din străinătate. Colecta s-a desfășurat în cadrul protopopiatelor Târgoviște Nord, Titu, Pucioasa și Găiești. În perioada postului adormirii Maicii Domnului, în bisericile din cuprinsul Episcopiei Hușilor, va fi oficiată slujba Paraclisului Maicii Domnului în fiecare seară. Slujba va fi urmată de o cateheză. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a afirmat că această perioadă este cea mai frumoasă și mai adecvată din timpul anului liturgic, în care suntem invitați de biserică, în duc de fidelitate dogmatică și duhovnicească față de tradiția noastră, să medităm și să adâncim, atât cât ne este cu putință, taina uimitoare și îmbucurătoare a celei pe care o numim Născătoare de Dumnezeu. Cercul de pictură Sfântul Apostol Luca al protopopiatului Urziceni a câștigat locul întâi la secțiunea Icoane pe sticlă în cadrul Olimpiadei Naționale Meșteșuguri Artistice Tradiționale, ediția a 24-a, desfășurată la Sibiu în perioada 23-28 iulie. La ediția din acest an, printre cei peste 250 de copii din toate colțurile țării, au participat și reprezentanții Cercului de Pictură Sfântul Pafnutie Zugravul al Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia, care au obținut locul 2 la secțiunea Icoane pe sticlă, precum și tineri din străinătate, Suedia, Bulgaria, Republica Moldova și China. Catedrala Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena din Chicago a organizat la finalul lunii iulie a 8-a ediție a Festivalului Românesc de Vară. Evenimentul s-a desfășurat în parcul St. Paul Woods. Împreună cu numeroșii români prezenți a fost și înalt preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi. În cadrul festivalului, ansamblurile Spicușorul, Miorița, Hora și Țara Oașului, precum și copiii de la Școala Duminicală a Bisericii, a oferit un program artistic de dansuri populare din diferite zone ale României. Cunoscuți interpreți de muzică populară, printre care Dinu Iancu Sălăjanu, au susținut un concert de muzică tradițională românească. Cel mai mare pian din lume a fost instalat recent în Letonia. Cadrul integral metalic al acestui instrument atinge 6 metri. Cel care l-a realizat, David Klevins, un german de origine letonă, a spus că este cel mai mare din lume. Acesta este fixat de un zid al noii săli de concerte din orașul Ventspils. Dotat cu coarde, dintre care cea mai lungă atinge 4,7 metri, instrumentul emite un sunet profund și puternic, unic în lume. Instrumentul nu a fost încă măsurat oficial pentru a figura în cartea recordurilor Guinness World Records. Conducerea Consiliului Județean Timiș a semnat ieri contractele de finanțare cu 6 spitale din județ în cadrul schemei de minimis destinate achiziției de echipamente medicale, fiecare unitate primind câte 250.000 de lei. Beneficiare sunt Spitalul Municipal Timișoara, precum și cele din Lugoj, Nicolau Mare, Jimbolia, Deta și Făget. Din banii primiți, Spitalul Municipal Timișoara va achiziționa un aparat pentru centrul de boli oculare, la Jimbolia vor fi cumpărate 3 echipamente pentru gastroenterologie, iar la Făget va ajunge un aparat de diagnosticare în ginecologie și în activitatea de fizioterapie. În cadrul Palatului Parlamentului va fi deschis un muzeu al ororilor comunismului, în care vor fi prezentate crimele, abuzurile și torturile trăite de poporul român în perioada 1945-1989. Acest muzeu se va afla în subordinea Ministerului Culturii și va fi finanțat atât de la bugetul de stat, cât și din venituri proprii, donații și sponsorizări. Decretul pentru promulgarea legii pentru înființarea acestui muzeu a fost semnat de președintele Klaus Iohannis în data de 25 iulie, iar legea a fost adoptată de Camera Deputaților în data de 26 iunie. Proiectul de reabilitare a parcului Cismigiu nu propune construirea de spații comerciale noi și nici de frișări de arbori pentru realizarea de restaurante, se precizează într-un comunicat al Primăriei Capitalei.
Proiectul se află în etapa de documentație, de avizare a lucrărilor de intervenție și a pornit de la necesitatea de a reabilita căile de acces, alei, poduri și podețe. Inaugurată oficial acum 165 de ani, în 1854, grădina nu a beneficiat din 1953 de o reabilitare majoră integrată, în schimb a suferit o serie de intervenții neautorizate care au dus la degradarea unor zone. Luna august, cea mai însorită și uneori cea mai caldă lună de vară, va fi caracterizată de temperaturi medii ușor mai scăzute față de cele ale lunii iulie, în cea mai mare parte a țării. Excepție face doar zona înaltă a Carpaților, unde august va fi cea mai călduroasă lună a anului, conform caracterizării climatice specifice publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Temperatura maximă absolută a lunii august este de 44,5 grade Celsius și s-a înregistrat la Ion Sion, în județul Brăila, în data de 10 august 1951. Potrivit ANM, temperatura maximă absolută la București s-a produs în data de 7 august 2012 și a fost de 41,5 grade Celsius.